Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sânt Petrului. Este rânduit de biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-a pogorât peste Sfinții Apostoli. Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel le avem din secolul al IV-lea, în Constituțiile Apostolice. Mai târziu, vom găsi informații despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului, și Leon cel Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ținut la început numai în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la credincioși. Postul Sfinților Apostolii Petru și Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcție de data variabilă a Sfintelor Paști. Acest post începe întotdeauna în lunea după Duminica tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii, pogorârea Sfântului Duh. Ținând seama că menținem Pascalia calendarului neîndreptat, Sfintele Paști se pot sărbători între 4 aprilie și 8 mai. Astfel, se poate întâmpla ca Duminica tuturor Sfinților să fie după 29 iunie și postul Sfinților Petru și Pavel să se desfințeze. Asta s-a întâmplat în anii 1945 și 1956, când învierea a fost prăznuită pe 6 mai. În cele două cazuri, Sfântul Sinod a hotărât să se țină 3 zile dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli. O situație similară am avut-o și în anul 1983, când am sărbătorit Sfintele Paști pe 8 mai, iar postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost numai de 2 zile, 27 și 28 iunie. Pentru a afla durata postului Sfânt Petrului din orice an, se folosește următoarea regulă. Câte zile sunt de la data învierii, inclusiv din anul respectiv, până la 3 mai, atâtea zile ține postul. În postul Sfinților Petru și Pavel, sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Avem dezlegarea la pește și pe 24 iunie, atunci când sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dezlegarea la pește o avem și luni, marți și joi, numai dacă în aceste zile prăznuim un sfânt cu doxologie mare și cu crucea neagră în calendar. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la un de lemn și vin. Dacă sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la pește, vin și ulei. Așa cum am văzut, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29 iunie, după o perioadă de post, care variază ca durată în funcție de data Sfintelor Paștilor. Cine sunt cei doi sfinți? Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona și fratele apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galilei, localitate situată pe malul nordic al lacului Genizaret, astăzi cunoscută sub numele de El Arad, situată în Siria. Numele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa, piatră. Petru era fratele Sfântului Apostol Andrei. De asemenea, în Sfânta Scriptură,
este pomenit faptul că Petru, în momentul în care și-a început activitatea, era căsătorit. Acesta devine ucenic al Mântuitorului în urma unei partide de pescuit. Acela este momentul care marchează renunțarea lui Petru la toate averile materiale și decide să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel pescar de oameni. Mărturisește în numele apostolilor dumnezeirea lui Hristos, dar se și leapădă de Hristos când el este prins spre a fi răstignit. După înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor și aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se botează 3.000 de persoane. Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică, până în Babilon și în ultima parte a vieții la Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, pe 29 iunie, în anul 67. Sfântul Apostol Pavel s-a născut în jurul anului 7, într-o familie de evrei provenind din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Numele său la naștere a fost Saul. Acesta ajunge să învețe sub îndrumarea rabinului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta împotriva creștinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului, îi se arată Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Acest lucru îl determină să devină unul dintre cei mai aprigi apărători ai credinței în Dumnezeu. Se convertește și primește botezul de la Anania, episcopul Damascului, moment care marchează schimbarea numelui său din Saul în Pavel. Sfântul Apostol Pavel a pornit în 3 mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero în anul 67. Aceștia sunt sărbătoriți împreună datorită faptului că ambii s-au săvârșit la Roma. Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul, iar Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos. Conform sinaxarului, moaștele celor doi apostoli au fost puse împreună. Petru și Pavel sunt de asemenea autori a unor epistole incluse de către biserică în textele canonice ale Noului Testament. Aceștia sunt considerați ca fiind printre cei mai importanți oameni care au luat parte la Biserica lui Hristos. Petru și Pavel au fost aleși de către Iisus Hristos în niște condiții deosebite, motiv pentru care aceștia au primit misiuni speciale. Petru era cel mai înaintat în vârstă dintre apostoli și cel mai sensibil și urmat decât toți. Acesta era descris ca fiind o fire nestatornică, vorbind mereu înainte de a gândi. Pavel a fost cel care a lăsat în urma sa principiul fundamental al creștinului ortodox. Din cauza faptului că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost în temniță pentru că l-au mărturisit pe Hristos ca fiul al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din România. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiți de libertate și din cauza faptului că cei ajunși în penitenciare sunt persoane care au greșit față de Dumnezeu, precum au greșit și ei. Petru s-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creștini. Potrivit tradiției populare, în ziua Sfinților Petru și Pavel, 29 iunie, apar licuricii,
care îi ghidează pe cei ce se rătăcesc în păduri sau în munți și care ar fi, de fapt, scântei ale biciului Sfântului Petru. Este și ziua în care amuțește cucul. De Sfinții Apostoli Petru și Pavel se dă de pomană pentru cei morți, iar femeile trebuie să ofere vecinilor și săracilor mâncare gătită, dar și vase de lut pline cu apă, astfel încât morții nu vor fi flămânzi și nici nu vor înseta pe tărâmul celălalt. Oamenii nu au voie să muncească, nici la câmp și nici în gospodărie. În ziua prăznuirii celor doi sfinți, nu se spală, nu se aruncă gunoiul din casă și nu se toarce, iar oamenii trebuie să meargă la biserică. În această zi nu se scutură merii, pentru ca ogoarele să fie protejate de grindină. În popor se mai spune că femeile văduve nu au voie să mănânce mere până în ziua de Sfântul Ilie, dacă vor să fie sănătoase. În calendarul popular, ziua Sfinților Petru și Pavel marchează miezul verii agrare și perioada secerișului. În vremurile când oamenii erau foarte credincioși, Sfânt Petru de vară umbla pe pământ, singur sau însoțit de Dumnezeu. În povestirile și znoavele populare, Sfânt Petru este un om obișnuit. Se îmbracă în straie țărănești, se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor și mai ales cu pescuitul. Fiind credincios, foarte harnic și bun sfetnic, Sfânt Petru este luat de Dumnezeu în cer, unde îi încredințează porțile și cheile raiului. Acolo, fiind mai mare peste cămările cerești, împarte hrana animalelor sălbatice, în special lupilor, și fierbe grindina pentru a o mărunți prin topire și a deveni mai puțin periculoasă, se mai spune în popor. La marile sărbători, Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Sfânt Ziene, Sfânt Giorz, Sfânt Petru poate fi văzut de pământeni la miezul nopții, când se deschide pentru o singură clipă cerul, stând la masa împărătească, în dreapta lui Dumnezeu. Sfânt Petru este cel mai cunoscut sfânt al calendarului popular. Importanța sărbătorii este dată de postul care o precede, postul lui Sfânt Petru, și care, spre deosebire de postul Paștelui, postul Crăciunului și postul Sfintei Marii, are număr variabil de zile. Local, sărbătoarea era anunțată de anumite repere cosmice și terestre, apariția licuricilor, amuțitul cucului, răsăritul constelației Găinușei și altele. Tot de Sfânt Petru, potrivit tradiției populare, este organizat și Târgul Găinii sau Târgul de Fete, o sărbătoare veche ținută în munții Apuseni și dedicată zeiței neolitice Gaia, protectoare a femeilor măritate. Vechimea multimilenară a sărbătorii zeiței Gaia, devenită ulterior Târgul de Fete de pe muntele Găina, este susținută și de argumente astronomice. Cloșca cu pui, Găinușa sau Cloța, care este văzută în perioada solstițiului de vară, când se ține Târgul Găinii.